Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, bun găsit tuturor! Un bărbat de 40 de ani a murit după o banală operație de amigdale. El a fost operat la o clinică privată din Craiova, dar a decedat la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, unde a ajuns din cauza unor complicații. În urma necropsiei s-a ajuns la concluzia că motivul decesului este ruptură a arterei carotide. Constantin Dincă, bărbatul de 40 de ani din Craiova, s-a operat la clinica privată pe 22 martie, având amigdalită acută. Fratele acestuia susține că i s-a făcut o internare de o zi, apoi seara a fost trimis acasă. Starea pacientului a început să se înrăutățească, având sângerări abundente, însă a ajuns din nou la clinică abia după 5 zile. După 6 zile, i-a apărut o gâlcă în partea stângă a gâtului și dureri insuportabile în gât. S-a dus la cabinet, doamna doctor i-a explicat că totul este normal, să pună o pungă de gheață, că tot o să decurgă normal. Luni dimineața la ora 3, s-a trezit din somn cu o emoragie foarte puternică, a venit salvarea și l-au adus la spitalul de urgență numărul 1 din Craiova. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Craiova spun că dacă intervenția chirurgicală se impunea în momentul în care tânărul a fost internat pentru prima dată, nu ar fi fost nevoie de operație la o clinică privată. Vine greu să cred că a fost trimis în privat. Dacă intervenția chirurgicală se impunea în momentul în care pacientul a fost internat, pacientul era supus intervenției chirurgicale ca și în alte cazuri. Reprezentanții clinicii private la care s-a operat bărbatul susțin prin intermediul unui comunicat de presă că nu au fost complicații în timpul intervenției sau după operație. Nu au existat complicații în timpul intervenției sau postoperator. Pacientul a fost văzut la 5 zile după intervenție, prezentând o evoluție postoperatorie normală și fără a afirma sau prezenta sângerare locală. Familia vrea să afle adevărul și a depus plângere la Colegiul Medicilor, dar și la poliție. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Deși suntem la început de aprilie, la munte, peisajul este ca în plină iarnă. A început să ningă în această dimineață spre bucuria turiștilor care își doresc să fie prelungit sezonul de schi. S-a depus deja un strat nou de zăpadă în stațiunea Rânca, iar atmosfera de pe pârtie este ca în toiul sezonului rece. Ninsorile vor continua până luni dimineața. Zona de munte a județului Gorj este sub cod galben de ninsori moderate cantitativ. La altitudini de peste 1500 de metri va fi viscol. Rafalele vor atinge 80 de km pe oră, iar vizibilitatea va fi redusă. Noi măsuri în vederea gestionării pandemiei de COVID-19 au fost adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. După ce rata de incidență a trecut de 5 cazuri la 1000 de locuitori în mai multe localități, accesul vâlcenilor în magazine și mall-uri va fi limitat în funcție de suprafață, iar administratorii acestor unități sunt obligați să afișeze la intrare numărul maxim de clienți care le pot trece pragul în același timp. În 6 localități din Vâlcea, între care municipiul Râmnicu-Vâlcea și orașele Călimănești și Horezu, rata de infectare a depășit 5 cazuri la 1000 de locuitori. Conform prevederilor legale, localnicii de aici nu pot ieși pe stradă fără un motiv întemeiat în intervalul orar 25 dimineața, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. De asemenea, magazinele se închid la ora 18, iar activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise, cum ar fi sălile de fitness, este supravegheată în continuare. În plus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Vâlcea, a hotărât ca mall-urile din județ să permită accesul clienților doar în limita asigurării unei suprafețe utile neocupate de cel puțin 7 metri pătrați pentru fiecare persoană. În cazul celorlalte spații comerciale, această suprafață este de 4 metri pătrați. Numărul maxim de clienți se va calcula în funcție de suprafața centrului comercial sau magazinului și va fi afișat prin grija administratorului la intrare. S-a stins din viață poetul, criticul și istoricul literar George Sorescu. Prozator și traducător, fratele mai mare al scriitorului Marin Sorescu, a fost o personalitate marcantă în lumea academică și în viața culturală a Craiovei.
George Sorescu a fost membru al Uniunii Scriitorilor încă din anul 1980 și a publicat 17 cărți, fiind recompensat de-a lungul carierei sale literare cu numeroase distincții importante. Poetul avea 93 de ani. Trebuie să ne-l amintim pe George Sorescu ca un om de o timiditate, de o sinceritate ieșită din comun. Un om de o finețe și de un bun simț, cum rar întâlnești în ziua de astăzi. A format la Universitatea din Craiova, a format ani la rând, o viață întreagă, mințile și sufletele atâtor generații de studenți. După dispariția prematură a lui Marin Sorescu, George Sorescu s-a implicat în recuperarea și publicarea postumă a manuscriselor fratelui său, în total peste 30 de volume care au văzut lumina tiparului la diferite edituri din Craiova și din țară. Ca o recunoaștere a acestor eforturi de a oferi literaturii române opera integrală a lui Marin Sorescu, George Sorescu a fost distins cu premiul Marin Sorescu al Academiei Române. Un bărbat din Drobeta, Turnul Severin, este anchetat de polițiști pentru că în timp ce se afla pe o bază sportivă a lovit un copil despre care susține că îl înjurase. În loc să-i apostrofeze comportamentul, tânărul a vrut să-i dea o lecție lovindu-l, motiv pentru care se va alege cu dosar penal pentru că imaginile au ajuns pe o rețea de socializare și s-au autosesizat polițiștii. Incidentul a avut loc în preajma unui teren de fotbal dintr-un cartier al orașului Drobeta, Turnul Severin. Pe imaginile surprinse se poate observa cum agresorul este supărat pe grupul de copii care se joacă în apropierea bazei. La început, acesta le cere copiilor să vorbească frumos, dar într-un limbaj de-a dreptul obscen. După ce imaginile au ajuns pe o rețea de socializare, bărbatul a fost identificat de polițiști. Acesta, dar și trei dintre copiii care se aflau pe bază, au ajuns la poliție pentru audieri. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestui eveniment, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Cel mai probabil, dosarul agresorului va ajunge în instanță, unde se poate alege cu o amendă penală. Percheziția polițiștilor din județul Mehedinți la un bărbat care își făcuse acasă un atelier de confecționat cartușe. Oamenii legii au găsit la locuința individului un întreg arsenal de cartușe, capse de inițiere pentru cartușe, 7 kg de alice, proiectile confecționate artizanal, pulbere pentru cartușe, dar și un pistol. Toate acestea au fost confiscate, iar bărbatul are acum dosar penal. Atelierul ilegal de confecționat cartușe era în comuna Ilovița. După ce au obținut informații conform cărora bărbatul desfășura activități care încalcă legea, polițiștii au descins acasă la el, unde au descoperit nu doar un adevărat arsenal, ci și obiecte folosite la confecționarea cartușelor. Polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării un pistol de start deținut ilegal, 287 de cartușe confecționate artizanal sau industrial de calibru diferit, 527 de capse de inițiere pentru cartușe, 298 de cartușe, o matriță confecționată artizanal, aproximativ 7 kg de alice de diferite dimensiuni și 46 de proiectile unice confecționate artizanal. Armurierul de ocazie s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Jandarmii din toată țara au primit de ziua Jandarmeriei Române un mesaj emoționant din partea unei fetițe care are doar 7 ani. Alexia a reușit să aștearnă pe hârtie cuvinte de apreciere, dar și gândurile sale despre provocările la care ea crede că sunt supuși jandarmii în activitatea lor. Alexia este fiica unui cadru al Inspectoratului Județean de Jandarmi Vâlcea, iar de ziua Jandarmeriei Române a vrut să transmită un gând bun tuturor celor care îmbracă această haină. Fetița a acceptat ca mesajul său să fie înregistrat și video și să ajungă astfel și la angajații inspectoratelor de jandarmi din întreaga țară. El este eroul meu, dar nu îmi spune mereu adevărul. Îmi spune că are un serviciu ușor. Zice că nu își pune viața în pericol.
avut-o niciodată frig. Îmi povestește că nu are un serviciu periculos. Și eu pentru asta l-apreciez. Mesajul copilei a fost preluat și distribuit și pe pagina de socializare a Jandarmeriei Române și are deja câteva mii de vizualizări. La mulți ani, tati! De foarte mulți ani, eroi ca tine salvează lumea! Universitatea Craiova merge în București să bată FCSB-ul. Oltenii trebuie să recupereze în ultimele două etape din sezonul regulat cât mai mult din ecartul de 7 puncte care îi desparte de bucureșteni. Cicâldău joacă în acest derby în timp ce capitanul Nicușor Bancu va urmări meciul din tribună din cauza că este suspendat. Uzunidis se așteaptă la un meci spectaculos între Universitatea și FCSB. Consideră că ambele echipe au jucători valoroși care pot face diferența. Acesta le atrage atenția elevilor săi că bucureștenii forțează în primele 20 de minute și le cere fotbaliștilor săi maximă concentrare în această parte a confruntării. FCSB are very good team. Știm că FCSB este o echipă foarte bună, dar și noi suntem o echipă foarte bună. Din ce am văzut până acum, FCSB începe meciurile în forță, de așa că trebuie să fim atenți în primele minute și să ne concentrăm pentru a scoate un rezultat bun. Antrenorul Craiovei declară că nu s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate pe terenul principalei contracandidate la titlu. Asta numai în cazul în care elevii săi nu vor avea o evoluție mai slabă ca adversarii, iar un punct ar fi în avantajul formației din bănie. You never start one game thinking that. Niciodată nu e bine să începi o partidă gândindu-te că vrei să faci egal. Tot timpul trebuie să abordezi meciurile la victorie, mai ales în situația noastră când suntem pe o poziție mai jos în clasament și un egal ne avantajează. Așa gândim la începutul meciului. Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova se va disputa duminică de la ora 20:30. A plouat astăzi în Oltenia. Ce ne așteaptă la noapte și mâine aflăm din rubrica Meteo. Astăzi vremea s-a răcit și a devenit mai rece față de normalul termic al datei calendaristice în cea mai mare parte a regiunii. Cerul a fost noros, pe arii relativ extinse au fost ploi și averse, vântul a suflat slab până la moderat. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 5 grade la Polovraj și 13 grade în Bechet. La noapte cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a intervalului. Pe arii relativ extinse, îndeosebi în prima parte a nopții, va ploua. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1500 de metri va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 7 grade Celsius. Mâine vremea continuă să se răcească, devenind deosebit de rece pentru această dată calendaristică. Cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua. La munte, la altitudini mai mari, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Aici se încheie telejurnalul regional. Dacă sunteți însă martori unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. O seară cât mai bună să aveți! La revedere!